și nu știam dacă o să reușesc. Și azi e o zi cu bucurie pentru că l-am luat. Și v-am spus, eu acum nu pregătesc neapărat prezentul. Pregătesc viitorul. Eu vreau să fac o echipă care să poată să facă față, ai văzut, cu aia de aseară, da? Cu Manchester, cu Real, cu... O să o luați în glumă. Dar ăsta e visul meu și asta urmăresc. Și de asta lucrez lucrurile astea. Și atunci m-am șpânat și care trebuie să mă ajute, nu? Că e, la mine proiectul e greu, e mare și trebuie să mă ajute, nu? Și uite că a venit ziua asta, normal, când vezi doi jucători care sunt cei mai buni din țară, pe postul lor, nu e normal să fii fericit? Asta e situația. El are o clauză de 50 de milioane, el are o clauză de 10 milioane. El care are 25, el care are 20 sau 21. Nu? Și v-am spus, nu? Și acum o repet. Eu l-am luat de fundaș și așa l-am văzut acum 4 ani. Eu l-am întrebat pe Mihai, cine e băiatul ăla înalt așa, de fundaș central de la Hagi? Și l-am luat și acum am zis, băi, asta e politica clubului. Fundaș central, v-am spus, mai mare decât Casemiro nu poate să devină ca mijlocaș. Dacă a fundaș central, mai bun decât Piqué poate să fie. Și atunci mai bine să fie mai mare decât Piqué, decât mai slab decât Casemiro, nu? O să vedeți în scurt timp Bălașa, viitorul de echipe naționale de la viitorul Constanța. Bălașa, Nedelcu. Nu? O să vedeți, ăștia o să fie. Și cu Benzar fundaj drept. Daniel Veș. Eu m-am găsit, Daniel Veș. Na. El, nu vreau să-i dau un nume, pentru că nu, adică glumele mele mai le fac, dar nu le fac cu toți jucătorii, nu? Înțelegi? Așa că, altceva, dacă vreți, întrebați pe ei, eu v-am vorbit destul, să nu țineți pe băieți cu prea multe întrebări. Dar să ne spuneți ce înseamnă acest transfer la stare. Tu puteai să ajungi mai devreme, nu? Da, așa este. Dar a doua șansă primită a trebuit să profit de ea pentru că este un pas înainte pentru mine. Stau aici mai mare club din România și trebuie să dau totul aici ca să demonstrez că merit să joc aici. Iar vă știți să schimbați în luna asta în care ai refuzat prima dată Steaua, apoi erai în mi-am dorit foarte mult să ajut viitorul să treacă pe turul, dar din păcate pentru noi nu a reușit acest lucru. Și această a doua șansă primită de la Steaua, v-am zis, a trebuit să profite. Benzi, cum e acest pas pentru tine? Sunt foarte fericit, mă bucur că domnul Gigi Becali m-a dorit. Practic, la ora 1 m-a sunat, la 1 și un minut i-am spus că vreau să vin. Sper să avem multe reușite, să ne calificăm în grupele Champions League și să ieșim campion. Nu vreau să declar ca ceilalți jucători care au venit că vom lua campionatul, vom munci la fiecare meci și sperăm ca la final să ieșim campion. Conta faptul că ieși fratele tău aici? Da, a contat și chiar mi-am dorit să vin la Steaua. Vă spun sincer că niciun minut nu mi-a luat să mă decep. Unul dintre jucătorii mai vocali atunci când a fost problema cu platul. Da, era apărea familia lui atunci, auzi? Eram... apărea familia lui, mă, tu ce vrea să fie? Nu era normal? Ce credeți că contează asta? Băi, și pe ăla, pe Ioniță, vezi, care el spune că el așa a fost crescut, el a fost crescut să plângă când câștigă Steaua. N-a zis așa? Împotrivă. Și acum, dacă vrea să vină, deși are tatuaj cu Rapidio și pe Ioniță le-au, e jucător valoros. Dar el, mintea lui, el ce nu, domne, nu vin. Ce e legătura asta? Pentru ce puneți întrebări încuietoare? Că eu sunt aici avocat și mei ale au apărare. Acum asta e mei, familia mea? Vreau să te întrebăm pe băieți, e concurență mare, să fie concurență mare. Da. Știam asta când am venit aici, în orice jucător din România, așa își dorește să joace la Steaua.
sunt conștient de asta, dar voi lupta la antrenament și cine merită să joace va fi titular. Da, sunt jucători de valoare, tot timpul în fiecare an competiționat din alt jucător de valoare, dar eu mă voi pregăti, voi da tot ce am mai bun și sper ca cel mai bun să joace și important sunt rezultatele echipei. Mai ai nevoie de mai mult, Vali? Logic și gata. Și să fiți sănătoși. Da? Da? Mulțumim. Să vedem seara la meci. Luați-vă date. Hai. Să fiți sănătoși. Ce durată așa? Stați un pic. O secundă. Unde? Da, o secundă, domnule. Ia așa cu tocul. Gata, băieți, toată lumea? Sunteți gata? Da. Deci, suma de transfer împreună cu și cu o clauză care se va împlini. E de, deci 2.700.000 pentru amândoi jucători. Deci asta este suma de transfer, da? 2.700.000 pentru amândoi jucători. Sunt procente la procente la un individual transfer 20% pentru fiecare jucător dintr-un individual transfer. Deci eu zic că e mai convenabil pentru viitorul ca să ia 20% din 20-30 de milioane, mai ia 4-5 milioane, nu? Plus banii acum. Eu zic că a făcut, a procedat bine, foarte bine, Gică. Fiți sănătoși, așa, numai bine. Sigur.